Vom vorbi în această lecție despre cel mai mare divizor comun și cel mai mic multiplu comun și o proprietate care leagă atât cel mai mare divizor comun cât și cel mai mic multiplu comun de produsul a două numere. Să enunțăm proprietatea, care sună în felul următor. Produsul dintre cel mai mare divizor comun și cel mai mic multiplu comun a două numere naturale este egal cu produsul acelor numere. Adică, scris mai pe scurt, dacă avem două numere naturale, A și B, atunci, produsul dintre cel mai mare divizor comun al lui A și B și cel mai mic multiplu comun al lui A și B este egal cu A ori B, cu produsul celor două numere. Desigur, pentru a putea folosi această proprietate, trebuie să o demonstrăm în caz general. Și ne propunem să demonstrăm proprietatea. Pornim de la presupunerea că A și B nu sunt numere prime între ele. Deci sunt numere care au un divizor comun și un cel mai mare divizor comun, pe care îl vom nota cu K. Deci presupunem că cel mai mare divizor comun al numerelor A și B este egal cu K. Acest lucru implică faptul că A se poate scrie ca un produs de K, deci K ori X, și B se poate scrie de asemenea ca un produs de K, K ori Y, unde X și Y vor fi numere prime între ele, deci au cel mai mare divizor comun pe 1. Dacă cel mai mare divizor comun al numerelor A și B este K, deci A este un număr de formă K ori X și B este un număr de formă K ori Y cu X și Y prime între ele, atunci cel mai mic multiplu comun al numerelor naturale A și B va fi produsul din factorii care se află în descompunerea acestor numere, adică K, scris o singură dată, conform regulii determinării celui mai mare, celui mai mic multiplu comun, ori X, ori Y. Deci dacă cel mai mare divizor comun al numerelor A și B este K, cel mai mic multiplu comun este K ori X ori Y. Astfel, produsul dintre cel mai mare divizor comun și cel mai mic multiplu comun este egal cu cel mai mare divizor comun, după cum am văzut, este K, deci este egal cu K, ori cel mai mic multiplu comun, după cum am văzut, este K ori X ori Y, deci este K ori X ori Y. Egal mai departe, K ori K este K pătrat ori X ori Y. Dacă efectuăm produsul numerelor A și B, am văzut faptul că A este K ori X, iar B este K ori Y. Deci A ori B este egal cu K ori X ori K ori Y. Egal în continuare cu K pătrat ori X ori Y. Din cele două ne rezultă, după cum se vede, că produsul dintre cel mai mare divizor comun și cel mai mic multiplu comun a două numere A și B este egal cu A ori B. Am zis, considerăm cazul în care A și B nu sunt numere prime între ele. Dacă erau numere prime între ele, atunci acest K era 1, deoarece cel mai mare divizor comun a două numere naturale prime între ele este 1 și rezolvarea era identică. Să vedem cum funcționează această proprietate pentru două numere naturale date, de exemplu, pentru numerele naturale 8 și 12. După cum știm, cel mai mare divizor comun al numerelor 8 și 12 este 4. Cel mai mic multiplu comun al numerelor 8 și 12 este 24. Se pot determina ușor folosind algoritmul de aflare a celui mai mare divizor comun, respectiv cel mai mic multiplu comun. Produsul
dintre numerele 8 și 12, 8 ori 12, cu un calcul simplu pe ciornă, este 96. Produsul dintre cel mai mare divizor comun și cel mai mic multiplu comun ale numerelor 8 și 12 este egal cu 4 ori 24, care este egal cu 96. Putem folosi această proprietate în cazul în care cunoaștem, de exemplu, doar cel mai mare divizor comun și produsul numerelor. Se poate afla atunci cel mai mic multiplu comun și așa mai departe. Mult succes în continuare!